Hristos a înviat. Dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru luna mai. Etalare generală, vom mai face și pentru eclipse, și pentru luni noi, și pentru luni pline, și pentru conjuncții, și bonusul pentru pești, o să mă țin de cuvânt, pentru că sunt multe planete acolea. Acum, aveți de ales între varianta 1, 2 și 3 pentru luna mai, dragii mei. Vă puneți pauză și vă alegeți, da? Hai să vedem pe scurt. Și vom mai vedea și cu alte, în alte etalări ce se pregătește pentru luna mai. În timp ce am amestecat, am văzut pe cineva care vrea să comunice valetul de bâte. Și ce mai era? Valetul de bâte și chiar și asul de spade. Să comunice în adevăr, să manifeste un nou început în care se exprimă ceva. Dar am văzut și 5 de monede și împăratul. Cine este atât de hotărât, determinat, energie masculină în special, să manifeste ceva nou, este determinat să și lupte, nu doar să comunice, nu doar să înceapă ceva nou, pentru că 5 de bâte pentru mine este o energie conflictuală, probabil că sunt și sunt persoane geloase pe acest nou început, pe această comunicare, însă cine e decis este foarte, împăratul ca și energie masculină, este foarte hotărâtă, că poate să fie și o femeie, hotărâtă, să-și mențină stabilitatea și decizia pe care a luat-o. Interesant. În timp ce vorbesc, chiar apare, da, decizie, doi de spade. Asta s-a gândit, dar când s-a gândit, a hotărât. Mă lupt. Dau cu ei de pereți, dacă e nevoie, cu ei, cu ele, cu cine o fie. Pentru că vreau stabilitate. Împăratul ăsta înseamnă stabilitate. Bărbat, femeie, nu contează. Luna mai. Pentru cei care ați ales numărul 1. Luna mai, care vine cu multe, multe surprize. Ia uite, 9 de cupe, bucuria trebuie să fie împlinirea tuturor dorințelor, într-o formă sau alta, dar în mod special emoțională. Hai să facem tot așa. 1, trecut, prezent, viitor, oportunități și blocaje. Și acum, o să clarific, da? Nu, hai și încă unul și ce reușiți să faceți. Așa. Să le pun TikTok. Le vedeți? Da, le vedeți. La capătul setului de cărți, judecata. Hai să o punem central. Judecata este nevăzută și este o energie care ține de aer, de gândire, dar și de simțire, pentru că este Pluto, dar o simțire foarte profundă, o simțire care ne provoacă la transformare radicală, judecata, judecați. Dar nu că puneți etichete, ci bine ar fi să discerneți. Ideea este că vreți să renașteți, interesant, după o perioadă de stagnare. Probabil că a trebuit să lucrați, să dați în multe părți, 6 de monede, sau poate unii dintre voi ați stat într-o situație, nu musa e de triunghi amoros, pentru unii poate, dar poate. Ați avut casă, familia, părinții, în sensul ăsta, părinții, familia pe care v-ați făcut-o, jobul, prietenii, prea multe lucruri, da? Care v-au dezechilibrat. Și dezechilibrându-vă, v-au ținut în această legătură karmică, în această stagnare, dintr-un anumit punct de vedere, în mod special spiritual, dar e aparentă, pentru că dacă stați într-un anumit fel, da? Încep să vină ideile. Și se pare că v-ați hotărât, repet, voi sau cineva din viața voastră, dar vorbim totuși despre voi, să rupeți lanțurile. Interesant, acum observ și cred că are legătură și cu lanțurile de la această balanță. Vedeți? Sunt niște lanțuri. Și de fapt balanța ce reprezintă aici? Două cupe. Emoțiile voastre au fost... Ce frumos mesaj. Sau frumos, nu știu cum o fi, dar este clar adevărat pentru cineva. Emoțiile acestea au fost umplute cu nevoi materiale, când de fapt trebuiau umplute cu emoție, cu, da? Cu sentimente. Da? Aici ați stagnat. Cineva a trebuit să înțeleagă niște chestiuni care țineau de suflet, de spirit. Și acum se pare că înțelegeți, începe să vă transformați și spuneți, stai, ce-am făcut? Ce-am făcut? Am dat inimii bani? Nu, pardon. Și mi-am atras suflete care au cerut bani în loc sau au avut pretenții, da? Dar nu au oferit
Nevoile mele emoționale. Asta poate pentru că și voi probabil că ați v-ați distras de la adevăratul echilibru sau mai bine zis de la conținutul real al acestui echilibru. Că de fapt echilibru nu găsim în bani, ci în noi înșine și în relațiile cu oamenii care ne oglindesc. Da? Ați avut relații karmice, clar. Acum probabil că vreți să renașteți și să manifestați un suflet pereche. Haideți să vedem în trecut. Opa, vorbeam de suflet pereche, a apărut. Trecut. Mai mult s-a mai apropiat, mai depărtat. Eu știu, poate să fie și o lună, că vorbim, da? Poate să fie și un an, poate să fie, da? Suflet pereche în trecut. Ați întâlnit pe cineva totuși. Cu care? Simțiți că aveți o legătură telepatică foarte profundă. O să clarific. Cu care rezonați foarte, foarte bine. Chiar dacă sunteți diferiți, probabil că unul e mai brunet, altul e mai blonduț, nu obligatoriu. Poate sunt și altfel de diferențe, de înălțime, de vârstă. Sunt niște diferențe, însă... Interesant. Unul este mai treaz spiritual, unul deja are coroana deschisă, cea a șaptea chakră, da? Unul are această coroană deschisă și întâlnirea cu acest suflet pereche vă activează și vouă chakra șaptea și renașterea, de fapt, în toate chakrele. Toate chakrele. În prezent împăratul, că vorbeam de el, apare împăratul, vreți să fiți stabili. Vreți să fiți bărbatul divin, eventual, dacă sunteți bărbați, al unei femei cu care rezonați din punct de vedere emoțional, pentru că v-ați săturat eventual de femei cu pretenții materiale. Da? Care fac bani, doar fac copii ca să aibă bani, ca să aibă stabilitate, dar nu se creează puntea. Interesant, vedeți, aici este o punte. O punte între două suflete, o punte de lumină, de emoții și de gânduri. În viitor, luna. O să clarific ce înseamnă această lună. Poate că la lună plină, luna nouă, aveți ceva de lucrat, se mai transformă ceva, intrați în această, și de fapt și judecata într-o formă sau alta. Reprezintă numărul 20, dar de fapt sunt 2 de 10, da? De două roata norocului, adică trebuie să intrați în niște cicluri, să le regândiți, să le analizați și eventual în viitor să vă conectați la intuiție. Interesant, aveți semne de apă în trecut și în prezent și în acest moment, dar în energia nevăzută sau nemanifestată, această analiză judecată, nu se vede. Știți, o trăiți, o simțiți. Probabil că energia cuiva lunară sau vibrația emoțională a cuiva, nu zic musai semn de apă, deși poate să fie. Nu obligatoriu. Și am zis că avem oportunități, nu? Și blocaje. Vedeți cărțile, da? Blocajul este 3 de spade, dezamăgirea. Oportunitatea este, nu musai religia, cât eventual să începe să vă dezvoltați din punct de vedere spiritual, marele preot. Ori să vă duce să judecați, să ieșiți din acel fel de a gândi sau din educația în care ați fost crescuți, care stigmatizează pe cei care nu se comportă într-un anume fel și să renașteți. În ce sens? Spiritual. Dacă nu știți cum, vă duceți la cineva și vă consultați cu un personaj mai înțelept decât voi. Poate că este un ghid spiritual. Poate sufletul vostru pereche este, am zis, unul este, are coroană, da? Este activat din punctul acesta de vedere și vă poate învăța. Dar dacă există oarecare jenă să comunicați cu sufletul pereche despre lucrurile acestea, puteți să vă conectați la altcineva. Haideți să vedem ce reușiți să faceți sau... Nu, mai târziu. Hai să și clarificăm. Clarificăm 2 de cupe în trecut. Sunt multe, prea multe, dar reapare iar 6, după cum vedeți,
6 de monede, dezechilibrul acesta, o distanță între voi, nevoia de a vă vindeca. Ia uite, 2 de cupe, da? Dar probabil că unul este foarte rănit din niște motive și încă nu s-a vindecat, dar a venit acest suflet pereche tocmai cu misiunea de a vă arăta o nouă cale, de a renaște și de a vă vindeca. Rămâne de văzut ce ați făcut. Hai să vedem, 2 de cupe. În trecut. 2 de cupe. Poate să fie și o colaborare la locul de muncă, poate să fie și o prietenie, nu vă gândiți musai la amoruri. 2 de cupe, clarificăm în trecut, 2 de cupe. Pentru numărul 1. Am văzut 5 de cupe, plângeți, ori unul, ori altul ați plâns, v-a fost dor de voi. Acest suflet pereche, așa iau cărțile, așa au venit, așa le iau. Într-un fel sau altul v-a provocat, v-a creat probleme. În ce sens? Bine, puteți să citiți și etalarea invers, pentru că uneori energiile apar invers. Apare puterea, 9 de bâte, valetul de bâte, regina de spade și 5 de monede. Ori ați avut o relație karmică în care v-ați luptat tot timpul, cea care v-a adus dezamăgiri. Sau poate alte relații, da? Ori dorința de putere, ori dorința de control, dacă ați fost într-o altă relație, căsătorit-căsătorit-te și a apărut acest suflet pereche. Într-adevăr, v-a pus într-o situație în care a trebuit să vă abțineți, să vă luptați cu voi, dar au apărut și alte blocaje pe lângă această luptă interioară. Probabil că v-ați blocat la un moment dat comunicarea, eu știu ce ați mai blocat, au mai fost și restricții, în fine, au fost blocaje. La un moment dat s-a trecut peste aceste blocaje în dorința de a iniția ceva nou. Sunt mai multe faze aici. Și totuși ceva nu a mers. Unul a venit cu pasiune, celălalt a prezentat lucrurile prea logic, a fost prea rațional. Nu a îmbrățișat, să zic, felul inovativ de a comunica celuilalt. Poate că aici a fost și tendința veche de a vă gândi voi, poate, la responsabilitățile acelea, acele cupe despre care am vorbit pline cu monede, da? Prea multe responsabilități. Și, până la urmă, s-a manifestat tăcerea între voi, abandonul. Poate că unul dintre voi a preferat să aleagă varianta karmică, pentru că era mai sigur. Și celălalt, când a văzut acest lucru, ce a zis? Asta e, încheiem legătura. Ceva n-a mers aici, clar. Ar putea 3 de spade să aibă legătură și cu această poveste. Este un blocaj. Dar, după cum știm bine toți, dezamăgiri vin din multe relații, nu doar de la sufletul pereche și de la sufletele karmice. Da, interesant, trebuia să se exprime sentimentele cuiva și nu s-au exprimat. De ce? Pentru că celălalt era obișnuit să muncească, cum a zis mai devreme, pentru familie. Deși și-a întâlnit, ia uitați, sufletul perechele, regele și regina de cupe. S-au întâlnit față în față, au stat de vorbă, dar a preferat să, ce să facă? Poate să vorbească cu familia, cu jobul, cu ce-o fi fost, da? În loc să se exprime ce are de exprima, da? Să fi fost acest frumos, mama, tata și copilul, dar vorbind din punct de vedere emoțional. Să se exprime parte din emoțiile care sunt. Să se creeze puntea despre care am zis. Dar nu s-a creat. Și celălalt s-a simțit abandonat, tratat cu răceală, cu prea multă distanță, cu prea multă logică, atunci când vorbim de la suflet la suflet, nu mai raționăm, judecăm altfel, intuitiv, subtil. Hai să vedem în prezent împăratul. Împăratul. Împăratul este bărbatul divin. Cum ar rămâne de văzut dacă acesta s-a trezit la această noțiune și pentru a înțelege ce înseamnă să fii bărbat divin sau pentru a-ți atrage bărbatul divin, trebuie să ai ceva cunoaștere, cunoștințe spirituale. Sau mai bine zis, să ai conștiința. Conștiința aici, la judecata, se trezește.
cum în știință. Și în timp ce vorbesc, iar apare marele preot. Poate că... Diavolul și regele de spade. Și acum am văzut și regina de spade mai devreme, da? Ce vreau să spun? Ia uite, judecata. Măi, ați fost fericiți cu sufletul vostru, pereche, 6 de cupe. Ia, 2 de cupe, 6 de cupe, 3 de cupe. V-ați întâlnit cu ei, unul dintre voi, și v-ați simțit foarte bine, și unul și celălalt. În prezent, iar se confirmă, vreți să vă reîntâlniți, cel puțin voi. Dar bărbatul divin a fost în energia sa karmică, am tot vorbit de lanțuri, da? Ia uitați-le și aici cum stau, da? Ia uitați, cupele acestea, cum sunt legate de bani, de contracte. Oamenii aceștia lângă care ați fost, poate să fie și o căsătorie pentru mine, diavolul mai nou sugerează și căsătorie, pentru că asta e mai nou, mai nou, mai vechi, de mii de ani, da? Căsătorie. Și avem semnale și despre așa ceva. Sau un contract, sau relații karmice, da? Relații în care se stă pentru atracția fizică, eventual nevoile materiale. Unul oferă sex, altul bani sau eu știu ce alte beneficii au cei doi implicați. Nu este o legătură de la suflet la suflet aici. Și acest împărat, da, a descoperit altceva, probabil că nu i-a venit să creadă. Aici sunt cupele, cele două cupe, ia uitați-le unde sunt. Acest personaj n-a știut că aceste cupe trebuie să fie, de fapt, umplute cu suflet, cu emoții, cu sensibilitate, nu, ci cu banii. Cu bani și cu lanțuri, pentru că așa este contractul. Stai. Așa zice. Așa a semnat, așa face. Să zic eu, natură oarecum corectă. Regele de spade, în principiu, e o energie care reprezintă corectitudinea. Asta nu înseamnă că dacă a semnat un contract prost, eu știu ce va face. Dar probabil că aici este. Regele de spade meditează. Ar putea să mediteze, pentru că totuși are o spadă și spada asta îi permite, prin gândire, prin intuiție, gândire și cuvântare, cu cine? Cu karmici, evident, să taie lanțurile. Și ce să facă? Să renască înspre energia sa masculină divină. Să nu fie doar un personaj care asigură banii în casă sau eu știu ce mai face ca și soț sau ca și șef sau eu știu ce o mai fi acest personaj, ci să ofere protecție sub inspirație divină. Una e să fii protector și alta e să fii finanțator. E o mare diferență. Energii foarte, foarte toxice. Dorința de control, interesant. Aici ar trebui, iar acest personaj, energie masculină toată ziua, să mediteze, să judece, de fapt. Ce a trăit? Am zis mai devreme, relații care au oferit sex, bani și alte, eu știu, nevoi zilnice, da, mai puțin sufletești. Și să mediteze, de fapt, el ce simte? Dorința de control care se manifestă prin ce am zis mai devreme, da? Sex, bani și alte contracte, da? Și aici este, împăratul nu mai controlează, ci protejează, o mare diferență. Regele de spade, probabil semn de aer, avem și aici ceva semn de aer, avem și semn de aer, avem aici toate semnele, da. Aici, în mod special, berbec taur, gemeni balanță vărsător și capricorn. Ar putea să fie aspecte în casa cuiva. În viitor, luna. Clarificăm luna pentru numărul 1. Nic! A, ia uite, iar împăratul care vrea să manifeste. Vrea să manifeste. Probabil că începe să înțeleagă. Să-și înțeleagă confuziile, fricile de emoții. Și să-și dorească în continuare să fie în control. În control față de emoțiile sale, în sensul bun al cuvântului.
Ce mai simt pentru unii dintre voi? Poate că voi aveți pe cineva care încearcă să vă controleze. Pentru că văd că aici împăratul se uită către magician, care uneori poate să fie o persoană cu luna, în contextul acesta negativ, ar putea să fie o persoană care manipulează. Și atunci să fie trezirea judecata, să fie trezirea voastră. Dar nu are legătură cu sufletul pereche, nu, acela e sufletul pereche, e un suflet pereche. Deci este, văd iar multe personaje masculine aici, adică multe, da. Și aici sunt regina de spade și niște figuri feminine, da, energia feminină aici. Supărată, când a fost tratată corect. Că a fost văzut eventual ca pe o opțiune sexy și atât, valetul de spade, de bâte, în virtutea inerției, pentru că acest bărbat așa era obișnuit. Însă, repet, acum am senzația, intuiția, este că vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Asta înseamnă, spun zdravă, vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Vă dați seama de toxicitatea relațiilor în care ați trăit, de cine v-a manipulat. Și știți că în viitor va trebui totuși. În acest proces de transformare va trebui să renunțați la una din cele două persoane. Ori stați cu relația karmică, ori stați cu sufletul pereche. Nu se poate și și. Da? Sunt două monede. Nu se poate și și. Nu se poate. Mai dăm totuși o carte pentru doi de monede, da? Pentru că... Interesant. Ia uite, uitați câte blocaje mentale. Câte blocaje. 8 de spade, 5 de spade, 7 de spade. Minciune, autosabotaje, așteptări, da? Într-o început. Cineva a sperat, s-a aruncat cu totul în această... Am senzația că în acest cuplu. O stare de nebunie, de risc. Unul a riscat eventual chiar o călătorie. Dar unde s-a ajuns? La blocaj, la bârfe, la jocuri mentale, la negarea acestei legături eventual, la... prea multă analiză. Până când a spus, celălalt a plecat. 5 de monede, 8 de cupe, da, celălalt a plecat. Dar mai dăm o carte, ia. 2 de monede. Care e căsătoria? 2 de monede sau banii? 2 de monede. Da, interesant, vedeți, apare asul de bâte? Veți vrea să faceți o schimbare de direcție. Luna aceasta, într-un viitor. Doi de monede și doi de bâte. Deja vă faceți planuri de schimbare de direcție. Dar știți că acum trebuie să vă gândiți eventual, știți că trebuie să fiți foarte bun strateg în această nouă manifestare față de cineva, ori un personaj care vă manipulează, o persoană care vrea să vă controleze. Fiți atenți și prin vrăji, și prin sex, și prin bani, și prin contracte. Și zic vrăși pentru că se fac. Din păcate sunt mulți proști pe lumea asta, n-am cum să le zic, aș putea să le zic mai rău, dar zic proști în varianta cea mai frumoasă. Că cine face așa ceva, cine face vrăji, este de cea mai joasă speță. Așadar, acest personaj, împăratul, se va trezi. Că se pare că... Da. Dar are într-adevăr multe lupte de dat. Am zis de 5 de bâte. Multe lupte de dat ca să manifeste victorie. Ca să manifeste împlinirea. Am văzut, vorbit de 9 de cupe de la început. Împlinirea acestui vis, acestei dorințe foarte vechi. De care cred că aș fi uitat. Clarificăm totuși, 3 de spade, blocajul este decepția, decepția în această poveste și decepția și în aceasta, care este mult mai gravă. Dar bine, toate sunt, ce să zic, toate sunt. Și aici este blocajul, nu poți să manifesti renaștere dacă stai în această energie. Clar că trebuie să te vindeci, trebuie să ierți, trebuie să înțelegi. Ia. Extraordinar, am vorbit de contract, apare justiție. Balanța.
care n-a fost balanță, că n-a fost echilibrată. Aici este. Da? Și regele de monede, soțul, în contract. Sau poate nu-i soț, poate e un șef, da? La locul de muncă. Sau cineva care are o afacere, contracte, chestiuni de genul ăsta. Dar trebuie să încheiați. 10 de spade. Suferiți de prea mult timp. Nu cred că e doar în legătură cu acest suflet. Probabil că, repet, sunt alte suflete karmice. Aceia karmici ne fac să suferim. În ce sens ne fac să suferim mai mult? Pentru că, până înțelegem lecția, trece baba cu colaci. Da, asta e. Face parte din acest destin. Toți am trecut prin așa ceva. Nu putem să acuzăm pe nimeni. Clarificăm marele preot. Oportunități. Regele de monede. Poate că pentru cineva este un profesor. O figură paternă sau o figură masculină cu oarecare înțelepciune la care vă puteți duce și vă puteți sfătui. Pentru unii dintre voi. Da? Pentru unii, da. Eventual, mai dăm o carte. Clarificăm marele preot și regele de monede. Da, ați putea să mergeți la un preot să vă sfătuiți, domne, uite ce căsătorie stau, uite așa, cât poate omul să stea acolo, sau cum să fac să-mi investesc banii, să manifest stabilitate, că vreau să fiu împărat, dar vorbim și de bani. Cum să fac să fiu și stabil, să pot să cresc și spiritual. Uite așa, 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 pentru că poți să ai și spiritualitate și stabilitate financiară, mai bine zis, abundență. Valetul de cupe, interesant. Împărăteasa, pentru unii văd o femeie cu un copil. Dar mare grijă. Repet, mare grijă. Aveți grijă la aceste energii. Judecați bine. Dacă nu, am zis chiar în timp ce e talan. Femei care fac bani ca să-și țină bărbații, ca să aibă bani, eu știu, care fac copii ca să-și țină bărbații, nu știu cum, sau să aibă, eu știu, avantaje financiare. Mare grijă la așa ceva. Trebuie să avertizez. Pentru că sunt și femei și bărbați și bărbați care lasă femei gravide ca să le... Așa, 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 așa. Mare grijă. Deci, vedeți cărțile. Eu aș spune altfel, trecând peste aceasta, asta nu e o oportunitate. Dacă există dorința cuiva de a șantaja prin așa ceva, pentru că există semnale, fiți atenți. Da? Fiți atenți. Acum ar mai fi. Dacă unii dintre voi sunteți bărbați căsătoriți sau, nu neapărat, aici apare, transmit mesajul, sau tradiționali. Și știți că ceva nu a mers cu sufletul vostru pereche, probabil că oportunitatea, nu că probabil, mai mult ca sigur, între sufletul vostru pereche, femeia voastră divină, interesant, bărbatul, da, bărbatul și femeia voastră divină, da, acestea nu sunt suflete perechi, cele mai perechi suflete, da? Oportunitatea ar fi și creșterea spirituală ar fi exprimarea unor scuze. Valetul de cupe asta înseamnă că cine știe că a fost mai tradițional, mai încăpățânat, mai materialist și din aceste motive a blocat abundența, comunicarea emoțională cu femeia sa divină sau partenerul său divin, frumos ar fi să transmită niște scuze. Și odată scuzele exprimate se poate manifesta iertare, abundență, creștere spirituală și stabilitate. Dar în legătură cu prima variantă, v-am zis, mare grijă să nu vedeți lucrurile ca fiind oportunitate să fie alte manipulări, pentru că ceva se întâmplă totuși în viitor. Dar aici ar fi chestiunea, eventual, pentru cei care știți că aveți o legătură karmică foarte nasoală, zic și eu nasol, da?
că știi ce înseamnă cuvântul, trebuiască să manifestați această creșterea voastră spirituală, bărbatul divin din voi, să-l manifestați, să-l treziți, într-un mod secret. În ce sens? Până vă pregătiți voi, eu știu ce, planurile de schimbare de energie cu roata norocului și de manifestarea unei noi relații, a unei noi etape, dar nu cred că cu energia karmică, ci cu energia dharmică, cu sufletul pereche, cu femeia divină, cred că ar trebui să lucrați mai în subtil sau în, n-aș spune secret, dar există o notă de umbră, în penumbră, să zic, cu această lună. Nu de altă, dar am văzut multe dușmănii. Multe, multe dușmănii, preajma voastră, da? Da, trei de cupe, astea, la distanță. Posibil că între voi și persoana dragă, sufletul pereche, persoana darmică, femeia divină, există o oarecare distanță fizică. Trebuie să faceți niște drumuri. Dar știți, este bine că totuși cei care sunt aici știu că trebuie să se elibereze de energia toxică. Dacă, doamnelor, știți că flacăra voastră geamănă, bărbatul vostru divin este încă toxic, oportunitatea ar fi, da? El este încă în acea căsătorie toxică sau tendință de a fi prea materialist, prea tradițional, oportunitatea ar fi să comunicați și să creșteți. Comunicați eventual, să iertați, în sensul ăsta, iertați voi, valetul de cupe, iertați și creșteți. Nu trebuie musai să le spuneți că i-ați iertat, pur și simplu, iertați și creșteți spiritual. Adaptați-vă mesajele, vă rog frumos. Ce reușiți să faceți trei de monede, să construiți ceva, să construiți eventual. Vedem. Un nou imperiu. Că împăratul conduce imperii. Împărăteasa are și imperiul său. Da? Un nou imperiu, eventual. Clarificăm trei de monede. Hai să vedem. Pentru că văd totuși un as de monede, un magician, un viitor. Da? Dorința de a manifesta altceva. Trei de monede ca și reușită, nu? Prea multă precauție blochează. Vedeți cum s-a așezat pe orizontal? Șapte de monede. Dacă sunteți obosiți, nu știu, luați-vă vitamine, luați-vă ceva. Cu șapte de monede e și o persoană care a muncit pe rupte, cum am zis mai devreme, și, ia uite, a obosit. Sau prea multă precauție. Unul dintre voi a fugit de dragoste. Ia uite. Asul de cupe. A fugit de dragoste. S-a păcălit. Din cauza invidiilor, din cauza altor influențe. Mare grijă. Mai dăm o carte pe trei de monede. Ia uite, conflicte. Încă o carte. Mamă. Șase de cupe. Justiția. Ce reușiți să faceți? În primul rând, luați o decizie. Iar nu vă supărați, dar eu așa văd dorința de a manifesta, de a înțelege niște frici, niște confuzii legate, în primul rând frici și confuzii legate de contracte, de căsătorie, niște lucruri secrete care se manifestă în căsătorie sau în familie sau în contracte, sunt niște lucruri ciudate. Analizați-le bine cu asul de spade. Aveți și regele de spade. Analizați-le bine. Acum, ce mai este? Dorința de a manifesta în secret dreptatea față de cineva
Ar putea să fie și asta. Mai dăm o carte. Pe 3 de monede. Vreți să vă împăcați cu cineva? Interesant. Am spus, ar putea unii dintre voi să renunțați la o relație karmică, la o căsătorie karmică, dar cu gândul că vă veți căsători, două semnale, da, cu femeia voastră divină, cu sufletul vostru pereche, la un moment dat, e în viitor. În acest motiv apare 10 de monede, 6 de cupe, dorința de împăcare. Pentru că în continuare simțiți multă pasiune, multă atracție față de sufletul vostru pereche, femeia voastră divină. Și dorința, și nu doar aveți pasiune, și să construiți acest 10 de monede. Să reconstruiți după ce puneți capăt unei alte case, în care, unei alte relații, în care v-ați mințit, în care ați fost depresiv, în care ați avut parte, ia uite, de persoane egoiste. Și din cauza aceasta, sufletul vostru pereche, de care am vorbit mai devreme, regina de cupe, cu care ați avut o oportunitate, astfel de monede, a plecat sau nu a mai exprimat dragostea, pentru că voi erați deja implicați. Eu așa simt cărțile. Dacă nu rezonați, puteți să încercați alt număr. Oricum, separarea de vechea căsnicie și de vechile contracte durează, deci acest 3 de monede poate să sugereze că începeți, interesant, 3, să dislocați a treia, energia karmică, așa simt, energia karmică o dislocați și veți ajunge, interesant, vedeți și voi, veți ajunge la un moment dat la 2 de monede. Și atunci veți ști exact cum să vă redresați, cum să vă echilibrați și ce să alegeți. Există niște influențe. Sau cum să vă gestionați timpul, de exemplu, jobul cu relația. Jobul și relația, nu trebuie să fie două persoane, da? Dar în momentul în care ai doar o persoană, este mai ușor să gestionezi timpul decât în momentul în care ai două, trei persoane în preajmă, da? Pentru că se pare că în viitor vreți, într-adevăr, să vă atrageți norocul. Dar pentru asta mai aveți ceva de lucru. Cât am vorbit? Nu mai știu cât am vorbit. Cam atât deocamdată. Hai să iau un sfat. Cât am vorbit? 37. Un sfat. Au venit și multe cărți la clarificări. Ia uite, împingeți acest sentiment de insecuritate, insecuritate, am zis corect, sunt și obosită, de nesiguranță. E o nesiguranță când vă duceți în zone, care probabil țin de emoțional, cu care n-ați avut de-a face prea mult, dar conștientizați că e cam cazul. Și luați, sau mai bine zis, luați acțiune, interesant, tasul de pute, da? Fiți persoane dinamice, inspirați și inspiranți. Nu mai fiți plictisiți ca la 7 de monede. Nu mai fiți plictisiți, obosiți. Aici este blocajul, această rană, această suferință. Treceți peste. În fine, sper că v-a fost de folos această etalare. Am făcut-o altfel decât făceam de obicei. Mai schimb formatul. Și oricum, cu următoarele etalări, cu ce ascultați, eu știu, în stânga, în dreapta, aveți grijă să nu vă bombardați informatic prea mult. Selectați ce ascultați. Inclusiv la mine. Cum vreți, voi faceți iar. Interesant. 7 de spade. Încercați să nu vă mai mințiți. Cam atât deocamdată. Mă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numărul 2. Cei care ați ales numărul 2. Oare a apărut ceva în timp ce am amestecat? Nu mai mi-aduc aminte. Interesant, marele preot.
9 de monede. Probabil că sunteți persoane între o persoană independentă și una, poate mai puțin independentă, căsătorită. Sau, dacă sunteți independente, creșteți spiritual. Deveniți persoane care inspiră și pe alții la creștere spirituală, la abundență, la stabilitate. Poate. Hai să vedem. Luna mai. Pentru cei care ați ales numărul 2. O dată. De două ori. De trei ori. Am zis că fac așa. Trecut. Prezent. Viitor. Oportunități. Locaje. Interesant a venit zero. Și ce reușiți să faceți. La capătul setului de cărți, Regina de Băte, Temperanța, vă vindecați după niște decepții, sunteți persoane foarte independente. Ia uite, manifestați, ați manifestat de mult timp această independență și vă e în preajmă, vă susține, da? Magicianul și 9 de monede. Sau ați comunicat cu o persoană independentă. Dar a apărut decepție, 5 de cupe, poate acest personaj, poate voi, persoane independente, ați comunicat cu cineva care a fost manipulator, există și varianta și v-a pus în 3 de cupe, într-o formă sau alta, într-o stare, într-o situație neplăcută. Nu și-a făcut suficient timp de voi sau eu știu ce s-a mai întâmplat. Oricum, s-au ajuns la decepții, lacrimi, tristețe. Însă începe să vă vindecați. Și să vă recâștigați încrederea în voi, energia, sexualitatea într-o formă sau alta, creativitatea, în mod special creativitatea. Energie feminină, plină de căldură, de culoare și de voie bună. În trecut, regele de bâte, în prezent, 2 de monede, în viitor, 4 de cupe. Refuzați pe cineva. Probabil că. Sau refuzați sau deveniți foarte selective sau selectivi. Am vorbit de energia feminină până acum. Acum apare în trecut un bărbat pentru unele dintre voi. Un personaj cu care vă potriviți. Nu doar la pat. Poate și din alte puncte de vedere, ca și creativitate, ca energie, ca și pasiune, câtă energie puneți în locul vostru de muncă, în ceea ce faceți. Că bătele nu exprimă doar sexualitate, da? Cât de autoritar sunteți, cât de convingător cu voi și cu cei din jur. Acest rege de băte. Dar hai să și clarificăm, da? Cine acest rege de băte din trecut? Să fie și energia voastră masculină în care acționați că trebuie să acționați și nu vă mai bucurați de energia voastră feminină care trebuie să și primească. Energia feminină trebuie să fie în receptivitate, nu? Trebuie să lăsați inspirația să vină și apoi să o puneți în practică. Am dat și varianta asta că trebuie dată pentru unii dintre voi. Curăț cărțile. A stat pe loc, dar ca să vedeți lucrurile din toată perspectiva. Nu stăm pe loc degeaba, niciodată nu stăm degeaba pe loc. Regele de bâte, clarificăm cine acest rege de bâte, în trecut, îndepărtat, apropiat, variază de la om la om. A încercat să vă atragă atenția acest rege de bâte. Și posibil că într-un fel sau altul v-a emoționat. Distanță e între voi, a vrut să colaboreze. Sunteți suflete perechi într-o formă sau alta. Într-o formă sau alta, da? Mai dăm o carte, 6 de bâte. A vrut să vă cucerească. Iată, interesant, iar apare 3 de monede. Și iar 3 de bâte. Dar distanță între voi. Un drum, o apă, un continent. Interesant e că în tot această perioadă, trecutul ăsta, acest personaj vă numai energie masculină. A manifestat speranță. Interesant. La capătul setului de cărți? Da, sunt secrete. Iar 5 de cupe.
regrete. Probabil că a fost mama și cu 10 de monede, da, împărăteasa și cu 10 de monede, cineva a influențat. A influențat această poveste într-un mod negativ, aș spune, dacă s-a ajuns la suferință, la această decepție, un soi de doliu. Interesant, poate că pentru foarte puțin dintre voi, poate a fost și un doliu în familie care a afectat întâlnirea dintre voi. Lucruri despre care nu știți. Dacă acest personaj mai avea pe altcineva, eu cred că ați intuit. Marea preoteasă și trei de cupe. Și asta v-a făcut eventual să refuzați, că apare un patru de cupe și să refuzați cu lacrimi în ochi. Și asta e. Înghițiți nodul ăla care se formează în gât, da? Și refuzați. Așa pare pentru unii dintre voi. Pentru alții, poate a fost o colaborare la locul de muncă, v-ați întâlnit la locul de muncă sau la un drum și unul dintre voi, în special acest bărbat, am zis că cu care vă potriviți foarte bine, nu zic că voi nu atrageți atenția, dar și ei atrag atenția și poate să fie și invers, da? Dacă sunteți bărbați, vorbesc de o femeie care atrage atenția, vorbește în public, interesant, da? Atrage publicul, are victorii, da? Vă potriviți. Din multe puncte de vedere. Călătorește. Clarificăm, te rog frumos, doi de monede în prezent. Oh, interesant, a venit împărăteasa invers. Au. Și șapte de cupe. În prezent, a stat, vă echilibrați. Știți că trebuie să alegeți, dar mare grijă. Acum înțelegeți ceva despre o femeie. Ori despre o mamă în energia sa negativă, ori despre o femeie în energia sa negativă, poate soția voastră, dacă sunteți bărbați, mama copiilor, mama voastră, bărbați, femei, nu contează și eu n-am nimic cu mamele, că îmi iubesc mama ca pe nu știu ce, dar și ei sunt oameni și ei greșesc. Cât ar fi de părinți, nu sunt toți corecți. Și asta în virtutea educației și pe care au primit-o și nu doar a educației, cât și a karmelor cu care au venit și ei. Aici este o mamă manipulatoare. Și șapte de cupe invers sugerează că înțelegeți lucrurile, aveți claritate. Și poate dacă nu e mamă, poate e o altă energie feminină. Repet. Care este materialistă, care nu oferă dragoste. Poate să fie și o rudă, da? Nu oferă dragoste, este fixată pe nevoi materiale, da? Doi de monede. Interesant, a zis că înțelegeți, apare asul de spade. De ce ați suferit așa de mult? Poate să fie un fost, o fostă și separarea dintre voi să aducă această înțelegere, că de fapt soția lor sau mama lor au această influență nefastă sau a voastră, da? A unuia dintre voi. Sau poate a ambilor, că dacă sunteți suflete perechi și voi ați experimentat ce au experimentat și ei. Înțelegeți, da? Mai dăm totuși o carte pe doi de monede. O carte. Păi ia, mai dăm mai bine zis pe... Interesant, aveți de ales eventual. Ia, mai dăm. În prezent. Avem o carte pentru doi de monede. O carte. Avem o carte pe doi de monede. Am senzația că aveți de ales între două persoane. O persoană din trecut și o persoană din prezent.
Magicianul iar manipulări care v-a adus lacrimi, v-a pus în triunghi amoros și v-a ținut în secrete. Ce pot să zic mai mult? Eventual, înțelegeți că aveți asul de spade și magicianul înțelege că cineva v-a manipulat, poate nu v-a spus cu 5 de cupe, cu marea preoteasă, că are în preajmă o femeie, mama copiilor. Da? Dar voi știți. E o energie feminină distorsionată. Ia uite, ce decepții în prezent. Însă, partea bună ar fi interesant ce zic. Da, v-a ținut într-un triunghi, eventual. Interesant, apare judecata, diavolul și steaua. Moartea. Am senzația că acest personaj regretă că nu v-a spus niște lucruri. Regretă că v-a pus, a dat altora mai mult timp, mai multe, eu știu, atenții decât voi. Regretă. Poate că... Încăpățânarea lui, aș spune, va determina să puneți capăt poveștii, moartea. Și să vă vindecați, că am vorbit de vindecare chiar de aici, da? De vindecați, de decepții. Să vă vindecați de legăturile karmice. Începe să înțelegeți toxicitatea cuiva, unor iar, poate să fie și legături de familie, sunt multe. Probabil că nu, această înțelegere nu se limitează doar la o relație, ci la mai multe relații. Eu așa văd, cu alte cuvinte, marea preoteasă, intuiția voastră, vă spune și despre cutare, și despre cutare, și despre cutare, care e mai bun, care e mai puțin bun. Și vă ajută pe viitor să selectați corect. Aș vrea să-mi clarifici 3 de cupe în prezent al acesta. 3 de cupe. Încă o carte. 3 de cupe. Ia, uite. Încă o carte. Da, dacă ați avut de-a face cu un aventurier, da, care nu v-a spus despre problemele sale de acasă, despre mama, despre nevasta, despre amantă, sau a vrut să vă aibă doar ca și amante, poate este viziunea lor despre voi, împărăteasa invers reprezintă și amanta. Da? Repet. Probabil acest personaj va vrea să vină la un moment dat în viața voastră și dacă vine tot sub forma aceasta de aventurier, o să îi blocați cu 7 de bâte, o să îi blocați în prezent. Pentru că voi aveți nevoie de vindecare, clar. Intuiția voastră vă spune că este cazul. La ce evenimente sunt astrale, da? Știți că trebuie să vă concentrați pe creșterea voastră spirituală, pe vindecarea voastră emoțională, da? Știți? Ia uitați. Pe abundența voastră, pe creativitate. Dacă ei vor să se împace, vor trebui să demonstreze foarte mult. Probabil cu cavalerul de cupe vor să vă impresioneze, vor să vă recucerească, posibil. Dar ar trebui foarte mult să crească acest personaj. Și nu știu dacă are multă legătură cu cel din trecut. De-aia sunt două monede, ar putea să fie două persoane diferite. Sau o etapă, aceasta, și aceasta ceva ce s-a întâmplat de curând
în prezent și de curând. Vedeți lucrurile altfel. Clarificăm patul de cupe în viitor. Judecata. Ia uite, judecata. Și aici asta și judecați. Mai pus în trei de cupe? Ai stat cu prietenii mai mult? Ai mai vrut de amantă sau de eu știu ce? Sau nu mi-ai spus că ai eu știu ce alte influențe negative feminine? Nu, pardon, judecați. Posibil cineva, am zis, va vrea să vină să se împace cu voi pentru că este dor de voi, dar... da, va vrea să comunice. Își face deja planul. Mai vedem. Mai dăm o carte pe patru de cupe. Dar cred că o să fiți foarte selectiv pentru că blocajul, cel puțin în prezent, în această perioadă, luna asta, nu zic luna următoare, blocajul ar fi să o luați de la zero, da? Dacă o luați de la zero, nevindecat, și în primul rând nu voi, că voi știți ce aveți de făcut, unele dintre voi, sau bărbați, femei, ceilalți, nu știu care sunteți, da? Sau poate că ambii, eu cred că amândoi trebuie să vă vindecați, pentru că aici a fost ceva clar. Cumpărăteasa invers. Ori, domnilor, vă dați seama că, de fapt, femeia, eu știu, pe care ați văzut-o nu știu cum, de-a lungul vieții, de care ați fost atrași fizic foarte mult, n-a fost, de fapt, o împărăteasă, n-a fost femeia voastră divină? Alta ar trebui să fie. Posibil și asta. Dar am zis, e o energie feminină distorsionată aici. Și voi, dacă intuiți despre prezența acestei energii feminine, știți că trebuie să vă vindecați. Eventual, interesant cum primesc mesajul, acest personaj e un personaj masculin, eventual. Are o viziune distorsionată despre femei și închipuie că femeile trebuie să fie doar pentru, eu știu, pat, și poate bucătărie, ceva de genul ăsta, știți? Și aici este. Vă dați seama și voi. Acum aveți șapte de cupe, dar invers. Nu mai aveți confuzii, vedeți lucrurile. Am văzut asul de spade. Le vedeți altfel. V-ați păcălit, se întâmplă. Dar dacă vine acest personaj iar să se împace cu voi, mare grijă că nu și-a rezolvat problemele. Și atât timp când nu și-a rezolvat problemele, de-aia am pus pe trei de cupe, pe triunghiul amoros sau atitudinea prietenească, atât timp când nu și-a rezolvat treburile și vine ca un cavaler, da, care vrea să vă impresioneze, da, degeaba. Hai, mai dăm o carte pe patru de cupe. O carte pe patru de cupe pentru viitor. Patru de cupe. Avem o carte pentru viitor. A sărit ceva invers. Ia uite, doi de monede. Ați ales. Sau veți alege. Nu vreau să fiu între două situații. Nu. Vreau una și bună. Și sănătoasă, da? Veți asul de monede, vreți fericire, vreți un personaj care vă ofere și satisfacție emoțională și stabilitate financiară. Mai dăm o carte pentru viitor. Și am zis, cine vrea să vină să se împace, să ofere 10 de cupe și asul de monede, da? Să vă ofere satisfacție emoțională și stabilitate financiară, nu să vă pună în situații de astea confuze și nu să aibă părerea asta despre femei, da? Poate părerea cuiva. Dar, repet, să știți că și bărbații și femeile care au această viziune despre femei o au tot moștenite din familie sau de la relațiile cu care... Și este foarte interesant. Da, voi vă vindecați de această patru de cupe iar, steaua și regina de cupe, vă vindecați emoțional. Însă, cineva ar putea să vină să se lupte? Cinci de cupe, mai dăm o carte pentru viitor? Probabil că e geloasă, geloasă. Sunt niște gelozii în joc. Dar... Puneți granițe personale.
munte. Vrea cineva să-și ia răspuse că am văzut valetul de cupe. Mai dăm o carte pentru viitor. Ia uite, am zis, iar apare valetul de cupe. Da, cineva va vrea să-și ceară scuze. Păi să-și ceară scuze, dar să vină și cu oferta practică, da. A fost fericit? Fericită? Da. Ce e aici? Soarele. Bucurie și decepții. Din cauza cui? A egoismului cuiva. Unul a vibrat ce a oferit, celălalt n-a oferit. Când personajul care va veni să se împace cu voi, va învăța să ofere și să fie trup și suflet. Trup și suflet. În relație, da. Am zis, zero. Nu, sincer, nu știu dacă l-aș mai clarifica. Zero este un blocaj. Acum să o luați de la zero. Să vă împăcați sau să creați ceva nou. Nu e potrivit pentru voi. Nu acum. Acum este să vă vindecați temperanța, să vă echilibrați. Să comunicați cu îngerii, să creșteți energiile feminine, că tot avem eclipse și, da, evenimente. Oportunitatea turnului, separarea care se produce dintre voi și cineva, e o oportunitate de creștere. În primul rând, de vindecare pentru voi și de creștere, această împărăteasă. Ar putea să fie taur sau balanță, deși nu-mi place să mă fixez pe asemenea etichete, dar ar putea, în varianta sa negativă. Cine e în această variantă negativă sau are în preajmă, are în preajmă o asemenea influență negativă, trebuie să stea separat de voi ca să se transforme. Judecata înseamnă, da, renaștere. Păi nu renaști o relație doar din gelozie sau de amorul artei, da? Nu. Arta de a cuceri eventual. Nu. Va veni acest personaj, dar repet, acest personaj trebuie să se vindece de aventurism și să vină cu dragoste. Să-și deschidă sufletul. Am văzut și asul de monede, acum apare și asul de cupe. Clarificăm turnul ca și oportunitate. Ar putea să fie și o cu judecata în viitor și turnul o trezire a cuiva. Trezirea cuiva. Ia uite, asul de spade, trezirea mentală, spirituală a cuiva. Înțelegeți lucrurile, separări necesare și asul de bâte, ia uite, alegeți. Asul de bâte poate să fie, ce? Inspirația voastră, să vă creați un nou proiect, să fiți generoși, să fiți vibranți, să vă bucurați de, eu știu, de natură, de flori, de ce mai fi vegetație, că sunt, da, e vegetație aici. Proiecte creative. Eventual, în momentul în care vă eliberați de cineva, înțelegeți și știți, intuiți, că va veni alt personaj. Mai dăm o carte, totuși, pe turn, asul de spade. Turnul și asul de spade. Cine are această revelație? Cred că amândoi aveți această revelație, mai devreme sau mai târziu. Sper. Nu știu, așa ar fi frumos. Pentru că totuși cineva vine să se împace și atunci dacă vine să se împace, înseamnă că are totuși o trezire. De-aia am zis, nu începeți acum, dați-le timp să se trezească, dați-le timp să se transforme, să se lupte, să se implice. Împăratul, interesant. Eventual, poate că, da, dacă renunțați la un personaj masculin care a avut o părere foarte distorsionată despre voi, despre femei în general, pentru că nu stăm să judecăm, da? Separarea de acel personaj va aduce o nouă șansă să discutați cu bărbatul vostru divin, cu sufletul vostru pereche. Ia, ce reușiți să faceți? Nouă de spate? De-aia apare temperanța. În primul și în primul rând, vindecați acest stres. Clarificăm nouă de spade. Prea mult ați plâns. Am văzut 5 de cupe de câteva ori. Uite, și aici am mai văzut mai devreme. 5, 4, ați suferit prea mult. Nu vă mai faceți griji. Aveți credință. Faptul că aveți atâtea griji, iau. Vă faceți griji când o să fiți și voi fericiți. Păi nu e că dacă stați în griji, nu o să fiți fericiți. Aici este legea atracției. Trebuie să fiți fericiți.
sau mulțumiți cu voi, să vă vindecați și să fiți creativi. Asta vă atrage 10 de cupe, nu 9 de spade. Că nu vreți să fiți victime, da? Nu. Voi trebuie să fiți în această energie. Da? Nu victime. Gen 5 de cupe, 8 de spade, da? Nu victime, nu. Blocați pe cei care v-au supărat. Și cine vrea să vă cucerească, să vă cucerească așa, ca la carte. Și implicați și sufletește. Da? Și cu sufletul deschis. Mai dăm o carte pe 9 de spade. Probabil că v-ați păcălit. Eu așa simt, cu magicianul și împărăteasa invers. Ați avut impresia că e flacăra voastră geamănă, că e sufletul vostru pereche. Și ia uite, amestec, vorbesc și apar 5 de spade. Niște influențe, jocuri mentale ale cuiva. Marcaj de aer, zic, marcaj, nu să ai semn. Mai dăm pe 9 de spade. Ce reușiți să faceți? Ha, eu zic că vă vindecați, da. Mai dăm o carte pe 9 de spade. Iupa, a venit ceva invers. 6 de spade invers, interesant. Încă nu vă puteți detașa de această iluzie, de acest ideal. E o iluzie în acest context, așa văd. Mai dăm o carte, 6 de spade. Posibil cineva vrea să... Posibil și asta, că tot văd. Cineva vrea să se întoarcă. Probabil că 9 de spade sunt ei care regretă că au pierdut ocazia, că s-au purtat urât cu voi. Regretă. Și vor să se întoarcă la voi. Să fie fericiți, să vă fiți fericiți. Da, interesant. Și asul de monede. Da, posibil. Cineva se luptă. Ia uite, această separare. Separarea asta e justiția. Poate cineva se separă în justiție, își dă seama că s-a păcălit? Posibil. Într-o căsnicie sau, eu știu, nu vreau să zic nimic în zodia balanței, dar apar marcaje pe balanță, pe gemeni. Vărsător, scorpion, semne de foc, și de apă, și de pământ, și toate, în fine. Dar ar putea să fie grija lor 9 de spade, totuși. Mai dăm o carte. Justiție. Da, cineva n-a recunoscut care emoții față de voi. Da? N-a recunoscut. Ia uitați ce frumoase sunteți iar. Femeia independentă despre care am vorbit de la început, da? 9 de monede. Da, și acest personaj avea emoții, dar nu a recunoscut. Păi, acum e problema. Ar putea să fie comunicarea cuiva, dar... De-aia zic, cred că sunt două persoane, așa simt. Când s-o întâmpla luna asta, luna viitoare, că știți cu etalare, poate să vibreze mai mult timp. Dar clar, cineva se întoarce în viața voastră. Să ofere, eventual, o relație, să puneți bazele unei relații corecte, justiția în acest caz... stabile. Dar mare grijă. Pentru că aveți de ales între două persoane. Între două persoane. Hai să vedem. Sfaturi pentru numărul 2. Care sunt alea două persoane? Fiți mândri de voi înșivă. Interesant că avem taur, avem semnul taurului într-o formă sau alta. Fiți mândre, mândri, mândre. Și concentrați-vă pe pozitiv. Repet, dacă voi sunteți la 9 de spade și nu vă puteți detașa de un ideal, implicați-vă într-un nou proiect care vă poate echilibra viața. Concentrați-vă pe pozitiv și fiți mândri de voi înșivă, chiar dacă, eu știu, v-ați păcălit cu cineva. Cam atât. Sper că v-a plăcut, sper că v-a fost de folos și că v-ați luat mesajele cum se cuvine. Nu uitați că uneori
vorbesc despre voi, dar poate să fie cealaltă persoană, se întâmplă că totuși este talare colectivă, nu-i personală, dacă vreți personală trebuie să plătiți, ce e gratis, trebuie să discerneți bine. Acum asta nu înseamnă că vă invit la etalări personale, eu nu fac acum în această perioadă, am alte proiecte, apropo, dar, discerneți. Și mare grijă cât ascultați tarotul, pentru că vă poate zăpăci de cap. Mare grijă cât ascultați. Cam atât deocamdată. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ia. Numărul 2, nu, 3, pardon, o fi având legătură cu 2, nu știu, nu ți-e musai să vă fixez pe prea multe. Numărul 3, ce a fost? Interesant, răgostiți, aveți de ales. Ceva s-a pus, ia uite, a spus cum? Punctul unei relații karmice cu un semn de foc, poate. Foarte gelos sau geloasă? Ar fi minunat să începeți o nouă relație. Wow, ce frumos ar fi. Cu sufletul vostru pereche, un personaj cu care vă simțiți liberi, puteți să fiți vulnerabil, aveți și pasiune, aveți și creativitate. Dar aici am văzut la un moment dat, văzusem eu multe chestii. Am uitat că dacă am făcut două etalări între timp. A, 3 de spade, dezamăgire am văzut. Multă, multă dezamăgire, lacrimi, dureri de inimă, în sensul, poate și fizice, eu știu. Neînțelegeri în comunicare, comunicări care... A, 3 de spade a fost primul pe care l-am văzut. Ia uite. Puteți să începeți un nou proiect care vă echilibrează viața, vă aduce fericire, vă și vindecă. Oare ce cărți frumoase! Doamne ajută! Arată foarte bine cărțile. Hai să vedem. Luna mai aproximativ o dată, de două ori, de trei ori, Am zis trecut. Vreau să fac altfel. Prezent, viitor, blocaje, oportunități și ce veți reuși să faceți aproximativ. Unde mă plângeți, 4 de cupe, sunteți supărați acasă din cauza unor secrete, cineva vă bârfește pe la spate, de ce vreți să plecați? Eu cred că unii dintre voi deja v-ați separat cu turnul și cu eremitul, v-ați separat eventual. E o nouă dragoste sau vreți să vă vindecați? Și să vă puteți bucura la un moment dat de dragoste. Dar sunt niște secrete acasă, eventual. Poate să fie și la job, dar pentru mine 10 de monede reprezintă casă, familie. Te supărați. Nu mă plângeți. Vă iau în brațe și vă liniștesc. Iar 4 de cupe, 5 de cupe. În trecut, 5 de cupe. Supărați, mă. În prezent, iar 8 de spade. Iar supărați, mă. În viitor... Regina de spade. Așa, da, e un pic mai bine. E o leacă mai bine. Mai bine. Vă hotărâți să vă separați, să vă spuneți adevărul și să tăiați această legătură. E o legătură karmică în familia voastră, cred. Care e un program mental care vă ține într-o stare de depresie, de decepție, de nemulțumire. De... Uf, nu-mi place. Mai luptați cu voi, iată. Curățăm cărțile clarificatorii. Numărul 3. La mine la 3 întotdeauna e mai ciudat, mai sumbru, mai buf. Obosiți, munciți, ați muncit și sunteți obosiți. Vreți să investiți în ceva, dar pentru mine e cartea oboselii. Apare totuși o idee. E bine. O idee, mesajul cuiva sau o persoană mai altă, mai colorată, care ar putea să vă scoată din starea asta, ar fi frumos. Yeah. Clarificăm 5 de cupe în trecutul numărului 3. Yeah. Ia uite, regele de spade și roata norocului, dar au venit pe orizontal. Poate să fie energia voastră masculină, rațiunea voastră să fi fost blocată în prea multe regrete. Poate unii dintre voi ați pierdut pe cineva, deși n-am văzut moartea, dar simt mai degrabă că sunt decepții. Prea multe lacrimi și stând în această energie emoțională și mentală, gândurile merg mână în mână cu emoțiile.
Eu acum nu vorbesc de așa zisele teorii astrologice, că vai, semnele cu apă, semnele de aer, semnele... Nu, eu nu cred și am deja alte teorii. În primul și în primul rând este energia mentală sau felul în care cineva cuvântează față de voi, a vorbit cu voi, o energie masculină poate. Poate să fie un tată sau poate să fie o femeie în energia sa masculină, dar care nu a vorbit frumos deloc. Care v-a blocat. V-a blocat încrederea în voi, v-a blocat rațiunea, v-a blocat norocul. Brei! Bra! Dacă e un bărbat din trecut, voi știți. Blocaj iar, vorbeam de blocaj, de minciuni și de secrete. Iar... Poate cineva cu marcaj. Marcaj, nu zic mustai. În semn de foc. Mai dăm o carte. Pe 5 de cupe, mai clarificăm. De ce e regele de spade pe orizontal? Sau poate din preajma lor acea energie feminină de foc? Și voi nu v-a spus? În preajma uneia sau altă, acea persoană, semn de foc, ceva nu s-a spus și din cauza că nu se spune corect, nu se manifestă adevărul, nu se manifestă nici norocul, da? Ia uite, am zis foc, am vorbit, și apoi 5 de foc, care e chiar foarte combativ, agresiv chiar. Vedeți cărțile, da? Și 3 de cupe. Poate că acest personaj are niște influențe foarte agresive și nefaste din preajma prietenilor. Poate există, are tendința să fie gelos pe prieteniile voastre, pe, eu știu, felul vostru de a fi vesel, tocmai pentru că personajul e trist. Cineva nu se bucură nu se bucură de bucuria celuilalt și creează tot timpul obstacol. Eu așa văd lucrurile. Și dacă nu e din preajma voastră, să știți că e din preajma lor. Știți când zic lor la cine mă gândesc, da? Pentru că văd totuși aici pasiune, emoții sincere, speranțe. Clarificăm și roata norocului. Pe orizontal. De ce apare pe orizontal? Sau repet. Nu știu dacă repet. Poate într-o altă formă. Personajul cu care ați fost, la care vă gândiți, eu știu cine e acest rege, totuși energie masculină, deși poate să fie și feminină, a comunicat în așa fel... Nu, care era ideea? Poate că nu a vrut să-și exprime emoțiile și faptul că nu a exprimat emoțiile a creat blocajul. Voi, unii, vedeți, unde sunt descăs mai multe mesaje. Cu 3 de cupe ați încercat să vă simțiți bine, dar a apărut totuși un conflict. În ce sens? Ori gelozia lor, repet, pe felul în care vă prezentați în public, ori niște prieteni geloși. Oricineva de acasă e gelos, geloasă. Ia, roata norocului. 3 de monede. Nu sunt multe. 3 de monede. Mai dăm o carte. Roata norocului. De ce e blocat norocul? Magician.
Te-a dat vă și o căsătorie? Sau tradiționalism cuiva? Mai dăm o carte. Roata norocului pe orizontal. Mai carte, măi, dar sunt prea multe. Cineva are probleme cu atașamentul. Are tendința de a fi foarte atașat. Un mesaj pentru cine o fi, voi știți. Mai dăm o carte pe roata norocului. Ei zic că regele de spade ar fi semnul vărsătorului, nu semnul să ai, să fixez așa o zodie. Văd și vărsător și gemeni și balanță, dacă vă doriți așa ceva. Dar și semne de foc, iaute, regele de bâte. Ah, un personaj gelos. Cineva a avut o aventură la locul de muncă și celălalt care a aflat este gelos? Nu știu exact. Dar ceva apare aici, un blocaj. Pentru că regele de spade e principiar și spune adevărul, faptul că a venit pe orizontal, dar acoperă ceva. Iar roata norocului, cineva probabil a încercat să schimbe energia din niște motive, da? Dreptul omului să schimbe energia, dar a blocat. Da. Dar văd regele de bâte, magicianul și trei de monede. Poate cineva, unii dintre voi sau unele, ați avut, v-ați încurcat cu un șef la locul de muncă. Ați vrut să manifestați ceva, nu? Poate. În fine, trecând peste acest aspect. Poate că unii dintre voi nu aveți nicio legătură cu triunghiuri amoroase, cu înșelăciuni și cu călcări pe lângă. Pur și simplu, cred că unii, pentru unii, din punct de vedere profesional, ați vrut să colaborați cu cineva, da? Să manifestați o colaborare, să manifestați independența voastră, eventual financiară, dar cineva v-a blocat, dragii mei. Cu regele de spade e un blocaj, un contract. Că poate e un contract acolo, da? Concurența. 5 de bâte pentru mine înseamnă și concurența. Și din cauza asta n-ați putut 5 și cu 1, 6 să manifestați victoria. Din cauza unor blocaje, că sunt profesionale, că sunt sentimentale. Interesant că apare iar 8 de monede. Dar și sentimentul de durere într-o poveste de dragoste, într-un posibil. Vedeți unde sunteți. Poate sunt ambele. 8 de spade în prezent. Repet, nu e talare colectivă și generală, nu e personală. Nu e personală, uneori pot să vorbesc despre cealaltă persoană sau despre alte persoane din viața voastră. Pentru că energiile se întepătrund, fuzionează și energia celor din jurul vostru sau la care vă gândiți pot să apară în etalare. 8 de spade în prezent. Poate că e energia cuiva, nu neapărat a voastră, eu știu, dar apare ceva, o supărare totuși. Ia, prezent, 8 de spade. E un blocaj mental, vă simțiți încarcerați din punct de vedere emoțional și mental. Nu găsiți soluții, iau, 2 de cupe. Posibil în legătură cu un suflet pereche. Da? De ce? Pentru că aveți multe gelozii în preajmă, știți bine. Voi știți, de-aia probabil că nici nu spuneți. Regele de spade știe, dar nu spune. De ce ar spune? Probabil am spune, nu știu. Pentru că trebuie spus. Dar aici este și energia lor negativă. Cine nu spune, are probabil impresia că protejează pe celălalt. Dar, de fapt, mai rău creează blocaj energetic, pentru că adevărul trebuie spus.
Și cât ar fi de inteligent acest rege de spade, bărbat, femeie, ce-o fi, nu-și dă seama că faptul că nu spune niște lucruri, ce-l blochează, sau o blochează, de fapt blochează și energia. Când zice adevărul te va elibera, eliberare înseamnă deja mișcare, da? Posibil este un suflet pereche la distanță, în viața voastră, la distanță, la drum, în ce sens, la drum. Clarificăm un de spade. De spade. Mai dăm o carte pe 8 de spade. Iată. Știți că aveți a face cu un suflet pereche, dar trebuie să vă să mergeți către independența voastră. Ori, întâlnirea cu un suflet pereche, interesant, vă îndeamnă să vă regăsiți independența, mai ales că aici este un talmeș-balmeș. Sunt niște blocaje, gelozii, sunt și manipulări cu magicianul și regele de spade, invers și lacrimi, invers, pe orizontal. Prieteni, petreceri de... Petreceri, știți? Care să creeze gelozii în fața altora, invidie. Știi, sunt unii oameni care așa își închipuie că arată altora cât de puternici sunt, de control. Eu nu înțeleg, dar sunt, știu că există. Acum, 8 de spade, o energie totuși feminină. Dacă vă simțiți legate de acest suflet pereche, care încă nu și-a rezolvat niște chestiuni, eliberați-vă, că 6 de spade înseamnă eliberare mentală, și recâștigați-vă independența. Și se pare că veți recâștiga independența cu regina de spade. Asta înseamnă, în primul și în primul rând, autonomie mentală. Și este mare lucru pe lângă 8 de spade. Bărbat, femeie, nu contează ce sunteți. Și de ce este femeie? Pentru că energia feminină, care trebuie să fie receptivă și nu-i receptivă. Îi se pare că tot ce primește gânduri și emoții sunt negative și o blochează. Da? Și apare blocajul. Știe, interesant că e și semn de aer. Semn de aer, da? Poate că sunteți voi cu marcaj puternic în gemeni, în balanță sau vărsători, eu știu. Și vă simțiți blocați. Dar, dacă aveți un suflet pereche prin preajmă, chiar dacă știți că există geloși, tot în preajma voastră, nu știu, colaborarea cu acest suflet, schimbul energetic, emoțional care se manifestă între voi și acest personaj, ar putea să vă impulsioneze către independență. Poate sufletul vostru pereche este independent și vă ajută, repet, să vă inspiră să călătoriți spre locuri senine. Iar e distanță între voi, poate. Și să manifestați stabilitate. Doamnelor, dacă puteți adapta mesajul, regăsiți-vă independența. Clarificăm regina de spade. Sunt evenimente prea frumoase ca să rămâneți în această energie mentală negativă. Ia uite, 4 de puteri. Interesant. Mai dăm o carte. Uf! Asta e, acasă, familia cuiva. Deci, în primul și în primul rând, puteți comunica despre, eu știu, ați înțeles, că regina de spade a înțeles, ați înțeles ce înseamnă o relație stabilă 4 între două suflete care se completează, Yin și Yang, suflete perechi, flăcări gemene, ați înțeles, vreți să manifestați, cuvântați că vreți să manifestați, dar știți, bărbați, femei, nu contează. Iar apare familia care blochează. A venit pe orizontal. Și pe diagonal 7 de bâte. Trebuie să învățați să puneți granițe personale în fața celor care vă blochează. Iar, repet, poate aveți pe cineva acasă care comunică într-un anumit fel. Blocați pe cei care comunică negativ și comunicați în dreptate, da? În echilibru. Cineva vă urmărește acasă.
Dar e o separare de un semn de foc. Și eventual, acești, pentru că văd iar persoane geloase, aceștia să vă urmărească. Posibil și asta. Posibil. Interesant că regina de spade, printre multe altele, reprezintă notăriță, judecătoriță, da? E, zic și eu așa. Doctoriță nu-i cazul aici, că nu mi-arată nimic legat de sănătate. Dar ar putea să fie niște chestiuni legale legate de casă. Dar iar e o casă, este o energie stabilă. 2 de cupe, 4 de bâte. Stabilă, frumoasă, exuberantă, plăcută. Și alta care se bazează pe nevoi financiare, manipulare financiare. Dacă nu e casă, o fi la job. Dar vedeți unde sunteți. Acolo, cine vă blochează financiar prin niște șmecherii, creați granițe personale. Nu zic musai. Puteți să vă luptați dacă aveți energia, puterea, puteți să vă luptați. Eu știu, puteți. Hai să vedem. Iau, interesant, 7, vă blochează, da, cineva? Încearcă ei să vă blocheze. Dar posibil pentru unii dintre voi să fie și lipsa granițelor personale și asta, iar o avertizare și oportunitate, marea preoteasă, intuiția, ascultați-vă intuiția. Da. Clarificăm 7 de bâte. Ia uite, mai, am vorbit de regina de spade, de judecă, de justiție și mai, nu mai spade, băi, prea multe spade, contracte, rupte, aș spune. Probabil că cineva vrea să face divorț și celălaltă persoană comentează, face urât. Face urât, pentru că aici este un suflet pereche, e o persoană independentă și celălalt vrea să plece cu cine? Cu persoana independentă, cu sufletul său pereche. Vrea să-și ia... Și atunci, dacă voi sunteți aici blocați, îmi pare rău pentru mentalul vostru. Dacă vrei să vă eliberați, vă doriți succes. Eu nu susțin nebuniile și geloziile nimănui. Nu știu pentru cine am citit. Acum clarifică Marea Preoteasă. Oportunitatea este sufletul vostru pereche. Marea, ascultați-vă intuiția. Aici este. Marea Preoteasă, clarifică Marea Preoteasă. E grea, e povest, e grea aici. Dar ascultați-vă intuiția, ia uite, 3 de bâte. 3 de bâte. Intuiția vă spune, eventual, să aveți speranță să veți manifesta o nouă relație stabilă, după un timp, la distanță, eventual, la o călătorie, iar apare călătorie. Mai dăm. Ascultați-vă intuiția și vedeți oportunitățile în zare. Nu vă fixați pe nebunia de aici. Eventual, puteți să... Dar aici este ceva... Cavalerul de cupe. Oh, ce frumos! Da, aici este mai... E un personaj, uite, sufletul vostru perechi. Ia uitați, mai, deja în fiori. Fui, ce fior am. Același 8 de spade și 2 de cupe. Dacă vă simțiți blocați, aveți un suflet pereche, un prieten, da, care are energie independent și vă îndeamnă, vă inspiră cu stea și cu 9 de monede. A, dragoste. Trebuie să alegeți între oamenii care vă pun, ia uite, în triunghiuri amoroase, care vă consumă banii, care n-au timp de voi și oamenii care vă vindecă aceste blocaje. Doar că încercați să nu fiți victime, pentru că aici e cineva care se victimizează. Mare, mare, mare grijă, nu vă victimizați. Mai merge, mai filmează, da? Cavalerul de cupe. Romantism, ia. Și asul de monede. Intuiția vă spune să mergeți către cineva și să oferiți acest as de monede sau să așteptați, că 3 de bâte înseamnă și așteptare. Așteptați pe cine trebuie. Voi știți, ascultați-vă intuiția. Nu doar tarotul, că uneori dacă ascultați prea mult tarot vă săpăcește de cap. Mare grijă. Ascultați-vă intuiția.
Este o așteptare care merită. O împăcare. Este o nouă oportunitate, poate să fie un nou job, poate să fie o nouă relație. Dar ce e aici? Jale. Regina de spade, justiția, cavalerul de spade. Comentarii, știți cum le văd? În justiție, da? La tribunal. Cineva vrea divorțul și el zice, nu, că lacă, 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 ce-a făcut? Că, știți? Scandalosul. Vai, vai, vai. Și blochează accesul în casă, accesul la bani. Mare grijă. Ce reușiți să faceți? 5 de monede. Sper că îi lăsați pe ei în fric și în ceață, pe ăia nebunii. Aici e o nebunie. E interesant. Temperanța, vindecați-vă. Da? Vindecați-vă de decepțiile astea, de lacrimi, de nu mai sta să, în situații care nu ne... Nu sunt... 4 de cupe. Nu vă aduc niciun beneficiu. Vă blochează și sufletul și mintea și... Și norocul și tot. Da, blocați pe ei, eventual. 5 de monede, clarificăm, 5 de monede. Și dacă divorțați, s-or fi niște probleme financiare, dar veți avea o nouă oportunitate, eventual, sperați. Ca, poate acest suflet pereche, cu energia asta, nu neapărat aștepta să vă dea cineva bani. Poate va fi și un dar de bani, dar nu, nu așteptați la alții. În primul rând, voi trebuie să ieșiți din energia asta ca să atrageți oportunități. Clarificăm 5 de monede. Ia uite ce frumos! Vă vindecați de acest sentiment de abandon, steaua. Cineva vă inspiră, măi, am zis, un suflet pereche care vă inspiră, suflet pereche care vă susține. Ha! Vă dă putere de la distanță, eventual. Și împreună sunteți puternici. Wow, ce frumos! Și dacă nu știți sufletul acesta pereche, ascultați-vă intuiția. Și repet, suflet pereche poate să fie și un prieten, o prietenă. Un prieten, o prietenă, vreau să zic. 9 de cupe. Da. Un personaj care vă iubește și pe care iubiți. De care simțiți multe emoții. Dar ascultați-vă intuiția, nu vă blocați sufletul cu cei care v-au ținut în... Eventual vă mai vindecați și de ăștia cu care v-ați luptat și cu care vă mai luptați, că apar lupte, da? Aici e și o luptă, luptă pentru putere, da? Luptă pentru putere, vă vindecați. Și de luptele alea, că în luptele pentru putere v-ați simțit abandonați. Dar, repet, e cineva care vă susține, energetic, mental. Da. Un sfat pentru numărul 3 mai filmează? Ups! Fă-ți, băi, deci nu se poate. Fă-ți timp pentru dragoste. Față de tine, se vede clar că aici, stând în acele scandaluri și discuții și blocaje și decepții și lacrimi și depresii, nu v-ați iubit. Învățați-vă să vă iubiți. Învățați-vă. Da, învățați să vă iubiți. Vă găsiți energia, că nu aveți energie, da? Și fiți un pic... be humble. Aveți încredere în univers... Și rămâneți modești, în sensul frumos al cuvântului. Rămâneți modești. Lucrați cu sentimentele voastre. Da. Faceți-vă timp. Probabil că cineva are marcaj în balanță. A, interesant, asta nu știu când a apărut. A apărut și asta la un moment dat. Și faceți liniște în mintea voastră aici. Clear your mind. Clear. Ar putea să aibă legătură și cu acest, repet, rege de spade invers. Personaj care are niște influențe nefaste. Programare mentală. Și trebuie să-și regăsească principiile, dreptatea, curajul de a exprima adevărul. Asta e în trecut.
În prezent e un pic mai stresant, dar dacă faceți liniște, faceți un pic de meditație sau măcar ordonați-vă gândurile, vindecați-vă și ascultați-vă și sufletul și intuiția, clear your mind. Faceți-vă în primul rând timp pentru voi, să vă iubiți. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, numai bine, ciao, ciao!